copil, da? Voi sunteți? Vânzătorul, da? Și eu nu știu să vă cer și vă cer în română și voi mai știți așa foarte puțin română că ați mai avut de-a face cu oameni care au venit și v-au cerut, da? Și voi trebuie să-mi spuneți produsele în engleză. Fără catalog, în joacă, zeci de copii din comună, dar și foarte mulți părinți sau bunici de-ai lor, au luat cu asalt biblioteca din localitate pentru a participa la cursul de engleză. Metodele de predare alese au prins, așa că toată lumea a început să dezlușească tainele limbii lui Shakespeare. Am venit la clubul de engleză pentru a învăța. Pentru dacă ne ducem în alte țări străine, putem să vorbim cu ceilalți oameni. Am venit aici pentru a perfecționa vocabularul și îmi place acest curs. My name is Nicu. Când o fi mai mare și când o pleca în străinătate, pot să mă folosesc de ea. Am învățat vremea, corpurile umane, legumele și fructele. Mi se pare interesant, având în vedere că eu la școala primară nu am învățat niciodată engleză. Am zis că ok, trebuie să ajung la cursul de engleză de la primăria Crâmpăia ca să pot să aprofundez. Am făcut franceză, mi se pare mai ușoară față de limba franceză, mult mai ușoară. Engleza e mai practică, deci o să vorbește mai mult. Am lucrat cu ceva bucată de vreme înainte în afară și am întâmpinat câteva dificultăți. Cursurile gratuite de limba engleză au început în urmă cu o lună de zile și vor continua până la vacanța școlară. Ele sunt oferite gratuit de unul dintre consilierii primarului din localitate, care este la bază profesor de limbi străine. Aceste cursuri au loc în fiecare miercuri, de la ora 15:30 până la ora 16:30, dar având în vedere că numărul copiilor a crescut considerabil de la o săptămână la alta, am luat inițiativa și i-am separat de adulți. Adulții vin, într-adevăr, de la 16:30 până la ora 17:30. Sunt folosite metode interactive, joculețe, ne punem imaginația la încercare și vedem care suntem mai ok. Nimeni din primărie nu-și mai amintește cine a venit cu ideea acestui curs, doar că el s-a pliat pe dorința administrației locale de a veni în creșterea serviciilor oferite populației și sprijinirea ei în creșterea nivelului de trai. Orice idee pleacă de la necesitate. Da. Este bine știut că aproape din fiecare localitate sunt oameni care pleacă în alte țări, fie la muncă, fie în concediu și au nevoie de cunoașterea cât de cât a limbii engleze în special. Fiind cursuri gratuite, necesitatea existând a fost binevenită și îmbrățișată această idee și funcționează foarte bine. Sunt zeci de copii care vin, dar și oameni de chiar 60 de ani. Autoritățile locale intenționează să reia această inițiativă din toamnă. Se ia în calcul și extinderea acestui gen de servicii oferite locuitorilor.